Bună seara, sunt Oana Cordunanu și vă prezint știrile Actualitatea TV. Zonele și suprafețele de teren unde au fost lucrări de intervenție pentru refacerea sau înlocuirea unor rețele vor fi aduse la stadiul inițial în următoarele zile. Angajații operatorului APA Vitale SA au început să pregătească aceste suprafețe. Începând de miercuri, 22 mai, ele vor fi acoperite de mixtura asfaltică. Având în vedere solicitarea dumneavoastră de informații, vă comunicăm că s-au început lucrările de remediere a zonelor afectate de intervențiile la avarii realizate de către APA Vital, respectiv pe străzile Crinilor, Moldovei, Dragoș Vodă, Garabete Brăireanu, Libertății. În măsura în care vor apărea alte sesizări cu privire la existența unor probleme la suprafețele carosabile în urma intervențiilor la rețele de apă și de canalizare, se va interveni ulterior. Străzile ce vor fi refăcute, conform celor precizate de către Gheorghe Vlasie, comunicator APA Vitale SA, sunt Crinilor, Moldovei, Dragoș Vodă, Garabet Ibrăileanu și Libertății. S-au finalizat aproape în totalitate lucrările de reabilitare la substația Pașcane Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Toate spațiile interioare ale acestea au beneficiat de ample modernizări și oferă de astăzi confort și siguranță salvatorilor din zona de vest a județului. Proiectul este monitorizat de responsabilii desemnați, contractându-se pe asigurarea unui mediu de lucru sigur și adecvat pentru angajați, precum și pe garantarea funcționării optime a echipamentelor și serviciilor de ambulanță. În luna martie acestui an, starea clădirii a fost analizată și s-au dispus măsuri de recondiționare. Modificările și lucrările propuse vizează recompartimentarea interioară, repararea zidăriei, verificarea și repararea planșeilor, refacerea pardoselilor, înlocuirea tâmplăriei și a pervazilor degradate, reparațiile și placarea treptelor, precum și reparațiile instalațiilor sanitare și a grupurilor sanitare. De asemenea, se vor efectua reparații ale instalațiilor de iluminat, încălzire și climatizare. Toate spațiile sediului, inclusiv camerele de personal, dispeceratul, spațiul de servit, masa, sala de training, vestiarele, garajul auto, camera de dezinfecție și holurile vor fi renovate și aduse la standarde moderne. Substația Pașcan este cea mai mare substație a serviciului de ambulanță Iași, care deservește zona de vest a județului. Sediul acesta a beneficiat doar de mici reparații curente în ultimii ani, aspectul acesta fiind unul degradat, inestetic, care poate provoca probleme de sănătate ocupanților clădirii și constituie un mediu necorespunzător de exploatare a echipamentelor. Vești bune pentru Comuna Cristești. Pe zonele cele mai circulate din localitate vor fi montate lămpi cu telegestiune. Proiectul a fost depus în 2023, iar banii sunt de la Uniunea Europeană, 10 miliarde de lei vechi. Cele 289 de lămpi cu telegestiune vor fi montate pe zonele cele mai circulate, pe Europeană, Podul Moldovei și pe strada principală. Sunt lămpi mai puternice decât cele actuale, cu brațe mai lungi pentru uniformizarea luminii. Primarul comunei, Vlad Mihai Bintilia, a susținut pe pagina sa de Facebook că proiectul este important pentru comunitate, pentru că vor avea lumina mai puternică și acesta ar fi un motiv important care să aducă la reducerea accidentelor rutiere. Șoferii vor avea vizibilitate mai bună, pietonii vor fi mult mai vizibili pe timp de noapte, dar și gospodăriile oamenilor vor fi mai luminate și infracționalitatea va fi descurajată. În funcție de condițiile meteo, lămpile vor fi montate într-o lună de zile. Programul național Masă Sănătoasă se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice în perioada cursurilor, conform structurii anului școlar, și implică acordarea cu titlu gratuit zilnic a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar în cazul în care prima variantă nu poate fi asigurată. La nivelul județului Iași, 48 de unități de învățământ sunt incluse în programul național Masă Sănătoasă. Printre acestea se numără Școala Profesională Cozmești, Școala Gimnazială Sirețel, Școala Gimnazială Ciohorâni, Școala Gimnazială Ion Creangă Târgu Frumos, Școala Profesională Tătăruș și Școala Profesională Fântânele, Școala Gimnazială Aicuza Podiiloae, Școala Gimnazială Petru Rareș Hârlău, Școala Petru Poni Cucuteni și Școala Gimnazială Moțca. Programul este necesar pentru elevii care provin din familii defavorizate. Pentru unii elevi, această porție de mâncare înseamnă foarte mult. Direcția Regională Drumuri și Poduri Iași a publicat noi imagini aeriene de pe șantierul autostrăzii A7 Bacău-Pașcani-Lotrei Mircești-Pașcani. Imaginile sunt preluate din zona nodului rutier Mogoșești-Siret. Raza bretelelor este de 250 de metri, asigurând legătura cu drumul județean 208. Contractul de execuție a fost semnat pe 15 februarie 2023, durata de execuție este de 30 de luni, iar finanțarea este cu fonduri europene.
În comuna Miroslovești va fi construit un centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii. Procedura de licitație a fost lansată, primăria din localitate a publicat procedura de licitație pe platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice. Firmele interesate pot depune ofertele financiare până la data de 3 iunie 2024. Valoarea contractului este de peste 1 milion de lei fără TVA, iar obiectul acestuia îl constituie execuția lucrărilor pentru construire centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii în comuna Miroslovești, județul Iași. Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii va avea o suprafață utilă de 171 de metri pătrați. La nivelul parterului, clădirea este structurată astfel încât să răspundă exigențelor funcțiunii și cuprinde o sală multifuncțională, un cabinet de consiliere, o sală cu mese, chicinetă, un birou și grupuri sanitare pentru utilizatorii clădirii. Pășcănenii sunt invitați la Casa de Cultură Miel Sadoveanu pentru a sărbători alături de ansamblul de dansuri populare românești Rapsozii Siretului. Spectacolul aniversar va avea loc vineri 24 mai ora 18 în sala de spectacole a Casei de Cultură din Pașcani. Prețul unui bilet este de 25 de lei. Vineri 24 mai 2024, începând cu orele 18, în sala de spectacole a Casei de Cultură din Pașcani, va avea loc un nou spectacol aniversar al Rapsozilor Siretului, ansamblu de dansuri populare românești al Casei Municipale de Cultură Mihai Sadoveanu din Pașcani. Pentru acest spectacol, ansamblul nostru va conlucra împreună cu Orchestra Populară Rapsozii Botoșanilor Ioan Cobâlă, împreună cu soliștii Matilda Pascal Cojocărița, Dan Doboș și Luiza Muscalu. Prețul unui bilet este de 25 de lei și, ca de obicei, aceste bilete și rezervările aferente se pot face la numărul de telefon al referentului care se ocupă cu organizarea de spectacole și este 0726-040408. Vă așteptăm așadar vineri 24 mai 2024, începând cu orele 18, la spectacolul aniversar al ansamblului Rapsozii Siretului, coordonat de către Alexandru Gâmbuță. Drule, viața mi dragă, ca țâipa mare vragă. De mult nu mai gat norocul, mânca larbu se-a focul. La el nu ne-au ajuns rândul lobă, cu ploaia și vântul, parcă l-o înghițit pământul. Fericită și la și iubești, și-a lui jumata și-o găsești, măi, măi. Îi vezi ochișorii dragoste, eu crezi, și la casa ta te așez. Te așteaptă acasă-ți plină, ți-i mereu, și la bine și la greu. Îi vezi ochișorii dragoste, eu crezi, și la casa ta te așez. Te așteaptă acasă-ți plină, ți-i mereu, și la bine și la greu. Ti la mogoșești, siret, mă, florile în buchet, mă. Flăcăie și fetele, mândri joacă horile, mândri joacă horile, mă. Când sat ne sărbătoare, să nu facem hora mare, să nu facem hora mare. În
perioada 15-18 mai, 5 elevi ai Liceului Special Moldova Târgu Frumos au participat la concursul național pentru elevi cu deficiențe de vedere desfășurat anul acesta la Buzău. Concursul a fost organizat și finanțat de Ministerul Educației în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău, Liceul pentru elevi cu deficiențe de vedere Buzău, Asociația Nevăzătorilor din România, Consiliul Județean Buzău, Universitatea Ovidius Constanța. Competiția adresată elevilor din clasele a 8-a și a 12-a a reunit elevi cu deficiențe de vedere de la toate școlile și liceele cu specific din țară și s-a desfășurat la disciplinele limba și literatura română, matematică, limba engleză, istorie, TIC. Elevii au obținut premii deosebite care reprezintă rezultatul activităților, dar și al cadrelor didactice care i-au pregătit. Știrile Actualitatea TV se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine seară la aceeași oră. Dacă aveți un subiect care poate deveni o știre, nu ezitați să ne contactați la numele de telefon afișată pe ecran. Pentru informații de ultimă oră, intrați pe newspașcam.com și ascultați Radio News FM, frecvența 89.1. Vestimentația mea de la această seară a fost asigurată de magazin Reflex. Prin intermediul unui comunicat de presă transmis ieri de către PSD Pașcani, Socialdemocrații au anunțat că au făcut sesizare către Biroul Electoral Municipal Pașcani împotriva unui clip electoral contra candidaților de la PNL Pașcani. Cei din PSD susțin că plângerea se bazează pe încălcări ale dispozițiilor legale, constatându-se că materialele video sunt filmate în primăria municipiului Pașcani și folosesc simboluri naționale și europene, ceea ce contravine legilor electorale. Citez, prin aceste acțiuni PNL nu respectă conduita etică și obligația de a participa la dezvoltarea unui climat de integritate în campanie electorală, încheie citatul, a declarat Dumitru Pantazi. De partea cealaltă, tot prin intermediul unui comunicat de presă, PNL Pașcani i-a acuzat pe Dumitru Pantazi și PSD de ipocrizie și de cenzură. PSD și Dumitru Pantazi susțin în mod ipocrit că primarul Marius Pintilie se folosește de imaginea primăriei Pașcani într-un clip electoral, deși toate clipurile de promovare ale lui Dumitru Pantazi PSD au pe fondal imaginea primăriei municipiului Pașcani. PSD și Dumitru Pantazi susțin în mod ipocrit că primarul Marius Pintilie folosește simboluri naționale în clipul său electoral, pe fondal se vede într-un stativ un steag al României, deși Dumitru Pantazi și PSD au conferințe de presă în campania electorală cu steagul României pe birou. Mai mult, la nivel național, PSD folosește în clipurile de promovare și în afișele electorale culorile steagului României. În realitate, PSD și Dumitru Pantazi sunt surprinși de cât de bine a fost primit clipul electoral al primarului Marius Pintilie și cât de rapid s-a viralizat pe rețelele de socializare și din această cauză fac eforturi disperate pentru a opri pășcănenii să-l vadă. Le aducem aminte pe această cale celor din PSD și lui Dumitru Pantazi că nu mai suntem înainte de 1989 ca să fim cenzurați de comuniști. Adevărul trebuie știut de pășcăneni. PSD și Dumitru Pantazi nu au făcut nimic în cei 26 de ani în care au condus Pașcaniul, iar locul gogoșilor lor electorale este la coșul de gunoi. Se arată în comunicatul de presă remis de PNL Pașcani. Deocamdată, membrii Biroului Electoral Municipal Pașcani nu au luat încă o decizie pe această speță.